De fiecare dată pentru mine este o plăcere să mă lupt în România. Acasă mă simt cel mai bine. Oriunde m-aș lupta în toată lumea asta, acasă e acasă. Ți-au lipsit meciurile de acasă? Mi-au lipsit foarte mult meciurile de acasă. Dai seama că e destul de ciudat să te lupți printre străini, prin alte țări, prin Asia, pe unde m-am mai luptat eu. Dar, clar, mi-a făcut treaba de profesionist, dar, cum am mai spus, e o plăcere deosebită să mă lupt acasă, să-mi satisfac fanii, să-mi pun așa, nu știu, pasiunea arzătoare pe care o simt atunci când mă lupt în țară. Cum te-ai adaptat cu antrenamentele în această perioadă de pandemie? A fost destul de dificil, îți dai seama, a trebuit să mă organizez pe lângă casă, să fac antrenamente prin curte, să îl chem pe fratele meu pe la mine, să mă joc cu copiii, să fac exerciții fizice cu copiii, am ieșit la alergări. A fost destul de dificil. Sper să nu mai trecem niciodată prin situația de genul ăsta. Cum a fost pentru tine acest an? Păi anul ăsta a fost pentru mine la fel cum a fost pentru toată lumea. Sperăm să ne mai întâlnim cu el vreodată. Când o să spune peste 20-30 de ani, 2020, o să fie ca un fel de bau-bau. Pavel Bonin vrea revanșă cu tine. Hai să-i transmiți un mesaj? Îmi place de el, e ambițios. Îmi place de el, e ambițios. Eu de obicei îmi respect adversarii, nu pot să vorbesc cu despre ei. Cu toate că am avut deja două meciuri cu el și l-am învins, se pare că nu se lasă. E adevărat, în perioada asta este foarte greu să găsești un adversar. Este dificil cu călătoritul, dificil cu carantinatul, cu, nu știu. Oricum e dificil. Ideea e că mă bucur că s-a găsit o soluție și că a acceptat Pavel și așteptăm să runda a treia. Este duelul de aici unul decisiv înaintea meciului pentru titlul Roman? Cred că da. Cred că ăsta va fi duelul decisiv înaintea meciului de titlu, cel mai important meci din cariera mea. Iar eu trebuie să termin cu o victorie acest meci. Este foarte important că eu să câștig acest meci. Cu toate că știu că Pavel a venit foarte hotărât și determinat, având dorința arzătoare să mă învingă, pentru că l-am învins de două ori, știu că voi avea un meci dificil, clar, cu siguranță, dar mă voi antrena suficient, am o echipă puternică în spate și voi ieși învingător. Ți-au lipsit meciurile de acasă? Cu siguranță mi-am lipsit meciurile de acasă. Eu sunt un român adevărat, sunt un patriot. Îmi iubesc țara. Ardeam de nerăbdare să mă lupt în România. Dacă aș putea să fac asta, m-aș lupta numai în România, dar performanța m-a împins către cele mai mari promoții din lume și a trebuit să mă lupt în ele. Dar mă bucur că mă lupt în România. Îmi pare rău că nu pot să văd așa cum sunt în tribune 10.000 de fani, cum erau în alte dăți, dar cu siguranță mă vor privi din fața televizorului. Și abia aștept să-i încânt. I have the best fans.